Bun găsit, doamnelor și domnilor! Testele pentru determinarea glicemiei, exoprotezele mamare și pungele colectoare pentru stome ar putea fi compensate din bugetul asigurărilor obligatorii de asistență medicală. Comisia Parlamentară de Sănătate a avizat un regulament în acest sens. Documentul mai prevede că adausul comercial în cazul acestor dispozitive medicale să nu fie mai mare de 15%, mai exact 5% pentru agenții economici care produc, importă și vând aceste echipamente și de 10% pentru farmacii. Documentul urmează să fie aprobat de guvern și votat în Parlament.